E important eveniment cultural românesc și deja european, având anul acesta 72 de invitați din 22 de țări, Festivalul Internațional de Poezie la Iași s-a desfășurat între 12 și 19 mai. Organizatorii au fost Primăria Iași, Casa de Cultură Mihai Ursachi a municipiului Iași, Uniunea Scriitorilor din România, în parteneriat cu Consiliul Județean Iași și Institutul Cultural Român, Târgul de Carte Librex. În trecut, scriitoarea Angela Furtună a mai fost recompensată pentru activitatea sa prin titlul de poetă a Iașului, la ediția din 2014 a Festivalului Internațional Poezia la Iași, sau de cavaler al poeziei Capitalei Marii Uniri, 1918-2018, la ediția din 2018 a aceluiași festival. Angela Furtună este membră a Uniunii Scriitorilor în România, filiala Iași, și are numeroase recunoașteri naționale și internaționale, fiind recompensată de-a lungul timpului cu zeci de premii literare, culturale și civice, atât în țară cât și în străinătate.